este mentalul cel care te face să câștigi sau să pierzi. Joc tenis de la 5 ani. Tatăl meu m-a dus la tenis. Eram un copil cu multă energie și cred că a fost o alegere bună. Mi-a plăcut. A fost dragoste la prima vedere. Obiectivul meu pe termen scurt și mediu este bătrânirea în top 100 și câștigarea unui titlu WTA. Într-o zi mă antrenez cam 3 ore la tenis, undeva la 2 ore de pregătire fizică și pregătire mentală în jur de o oră, la care se mai adaugă și recuperarea, tot o oră. La un anumit nivel este mentalul cel care te face să câștigi sau să pierzi. Și aici aș vrea să am mai mult autocontrol în meciuri. Normal să pot să îmi stăpânesc emoțiile mai bine. Și la tenis și la pregătire fizică stăm într-o constantă creștere și mă antrenez zi de zi. Îi dau prioritate tenisului și antrenamentelor fizice de tenis mentale. Nu am timp de alte, să zic așa, distrageri, ieșit sau altceva, dar asta mă ajută oricum să stau focusată și am nevoie de asta, să prioritizez și alimentația, odihna și să am parte de antrenamente cât mai bune. Cel mai greu lucru din tenis, după părerea mea, este să treci peste fiecare frângere, pentru că în tenis inevitabil vei avea câteva frângeri pe lună. Să treci peste frângere și a doua zi să mergi înapoi pe teren și să o iei de la capăt, să muncești, ca și când nimic nu s-a întâmplat și să înveți din acel meci. Când întâlnesc cu o situație de presiune pe teren, în primul rând mă gândesc să respir, pentru că toată lumea probabil are tendința să fie, să aibă nervi sau frustrări, dar cu o respirație adâncă mă liniștesc de obicei și imediat după îmi pun focusul pe ce am de făcut sau ce fac bine și atunci îmi dă foarte multă încredere treaba asta să pot să gestionez bine situația de presiune. Cea mai mare realizare a mea de până acum este participarea la Grand Slam-ul de la Roland Garros, la Paris. De asemenea, faptul că am ajuns pe cea mai înaltă clasare, 217 la nivel mondial, în clasamentul WTA. Totodată voi participa și la US Open, la finalul lunii august și înainte la niște turnee destul de mari în Canada. Costurile tenisului sunt destul de mari, din păcate, pentru că fiind un sport individual, este individual din toate punctele de vedere, adică noi ne plătim de plasările, tot, hotel, avioane și aici, chiar și la nivelul meu, nu ajuns să te susții și aici vreau să mulțumesc foarte mult primăriei Alba Iulia pentru că mă susține și cu ajutorul și a lor am ajuns aici, dar este foarte dificil și se caută și la nivel mai înalt niște resurse sau niște căi prin care să putem trăi, nu doar top 100. Un îndemn pentru tinerii sportivi și nu doar din tenis, în toate sporturile. Munciți, aveți încredere, aveți răbdare și o să iasă.